Bună dimineața și bine ați venit la Vlogmas ziua nouă! Pom pom! Ne-am trezit. Ciuciuc! Cine stă ce mai mult fără să râd, ia! N-ai voie, uite-te acolo! Hai că am râs. Am trezit cu o foame. Cerealele astea din nu știu când, din Tău și Bacău. Și o să mănânc niște cereale din astea. Și apoi vedem ce mai fac. Vreau să vă arăt cealaltă mele preferate acum. Do you want it? No. Sunt toate sunt niște. Stai cu merișoare și zmeuri. Cred că cranberry merișoare se traduce. Asta e cu mango și strawberry. Au, miladă. Asta e cu afini și coacăzi. Oh! Dar de ce vrei tu să iei camera? Tu mânigă sună. Dai sau un pic. Dai! Și ăsta e preferatul meu. Clemens. Eu prima oară când am ghidit clementine, dar îi din portocală și lămâie. Dar e gust de clementine. Deci asta e preferatul meu. Asta o să mănânc eu, așa arată cerealele, mi l-a dă iară. Și bineînțeles că eu trebuie să folosesc cana asta. Acu' și l-au, de ce mi-e cana? Dacă tu mi-ai cumpărat cana, de ce nu poți să folosești canetele? Dar mie îmi place când am o cană nouă, să o folosesc. Cât mănânc, mă mai uit un pic la 3 zile de Crăciun. Gâza asta s-a plictisit. S-a scot la o plimbare acum. Și am zis să vă arăt ținuta ei. I-am dat dresul gri cu buzița asta că e puras. Și uitați, bentița, cât de faină e Vini și cum competează ținuta ei. Ce frumoasă este! Ador bentițele astea, deci nu știu, mi se pare că o avantajează atât de bine și grosuții. Mi se mai dau căciuliță, că oricum e soare afară. Uitați ce frumos e afară. Da, și trebuie să luăm și niște șervețele umedi și niște ciocolată neagră pentru prăjitură. Da, așa arăt eu. Mi-am luat o bluză de al David, o pereche de colanți și mergem afară. Deci bucurați că mergem afară? Da? Păi hai să mergem atunci. Da. Ai chef de râs? Ai chef de râs? Ai chef de râs? Tuk-tuk-tuk. Posta mami o poză cu tine? O posta mami poză cu tine, frumusețe mea. Mă, gurița-ta mică. Gurița-ta mică. E tu?
Da, ce fumin. Vreau să vă arăt că mi s-a dus mucegai, uitați. Deci nu mai ești mucegai. Nu-mi vine să cred. Au dispărut tot. Da, deci ce mai vezi pe acolo așa negru, îi că s-a dus varul, cum o să vorbesc aici. David mi-a zis acum să-i fac ordine și curățenie aici lună Beș și Stelei să scăpe toate, că o să vorbească el. Deși nu vreau să vorbească el, dar nu-i spun asta. O să fac. Nu azi, mâine. Acum o să fac o ciorbă și apoi îl aștept pe David să vină ca să mă apuc și de prăjitură. Nu pot cu Mila, dar vă, când vrea numai în brații, eu alintat, deci... Nu trage cutia de cereale. Deci acum o să încerc să o adorm că e ora ei de somn acum și apoi mă apuc de ciorbă. O să fac un borș de legume. Am cartofi. Nu-i folosesc pe aia de la mama, acum am pe ăștia care am cumpărat. Ardei, am păstârnac de la mama, ceapă, suc de roșii. Și nu mi-am cumpărat morcov pentru că am crezut că mi-a trimis mama zarzavat. Și morcov și zarzavat am crezut, dar nu mi-a trimis. Schimb, mi-a trimis nap și gulii. Și o să fac niște salate super din astea, trebuie să-mi cumpăr ulei. Da, deci nu o să vă plictisesc cu rețeta mea de borș. Sunt sigur că toată lumea știe să facă borș. Să pun un timelapse ca să vedeți ce fac. Dar v-a dormit și am aici cu mine. Așa arată ciorbița, am pus și o lingură de smântână, un pic de verdeață și acum aștept să răcească și să mănânc. Bateria se încarcă și când vine David o să mă apuc să fac și prăjitura. Milanda îmi trage telefonul, iată să apucă. Așa arată și cu smântână. Ciorbă de legume. Și am năcrit cu zeamă de lămâie pentru că borș de putină nu aveam. Și magazinul de polonezi e tare departe de mine. Mila, da. Mila, duța să joacă aici. Între pernii.
Eu vreau tot să mă uit la serialul ăla care v-am scris super fain, dar a început să nu mai îmi placă. Primul episod a fost wow. Dar nu-mi place cum e acum. Da, deci nu știu ce să spun. Ciudat are. Și cum pică ea când se joacă singur și concentrat, îmi vine să o mănânc. Dar o las să joace acolo singurică. Am terminat și ciorba. Și la aștept pe David. Mai 7:30, acum trebuia să editez video. M-am apucat de prăjitură, mi l-a dat asta cu David. David abia îi face față, pentru că are foarte multă energie. Vreau să mir în continuu. Da, acum să vadă cum îi stai cu un bebeluș care nu stă deloc. Așa trebuie să iese prăjitura. Și se cheamă pâinea milionarului. Vă spun acum de ce aveți nevoie. Deci, 350 de grame de unt, 250 de grame de zahăr, 275 de grame de făină, 300 ml de lapte condensat, 60 ml de miere, 200 de grame de ciocolată neagră, 925 de grame de unt și ciocolată albă, 15 grame. Timpul de preparare o oră. Dați cuptorul la 180 de grade. Ok, deci ce trebuie să facem acum? Trebuie să punem 225 de grame de unt și 100 de grame de zahăr în acest bol și să batem până se face pufos și ușor. Iar apoi o să adăugăm făina. Ok. Așa trebuie să arate. Cred că încă mai mult merge bătut. Cred că o să mai bag câteva minute și apoi încep să adaug făina treptat. Ok, așa trebuie să arate. Mi-a dat, dăm puțin o herde. Hei! Așa trebuie să arate. O să o dau la cuptor. Stați cum mi s-a închis cartea. O să o dau la cuptor pentru 20 de minute. Până s-a făcut... Ok, 20 minutes or you can take a coffee. I'm so exhausted. Ok. Fac crema acum, dar David a zis să o ia pe Milad dacă nu poate să o mai țin. Perfect. Ok, deci cu Milad am braț. Să vedem ce reușim să facem. Trebuie să facem caramelul. Stratul de caramel. Ok, topiți untul rămas într-o bla bla bla. Deci untul rămas îmi trebuie 125 de grame acum. Ok, am pus 130. Dai să mai luăm un pic. 125 de grame trebuie pus la topit. Și când s-o topit, punem zahăr. 150 de grame de zahăr. Ok. Și lăsăm să se caramelizeze. Hai să dăm drumul la ragaz. Ok. 150 de grame de zahăr mi l-a dat. Ok. 150 de grame. Ne scăutăm o lingură. Let it snow.
Așa, deci am pus zahărul cu untul să se caramelizeze. Apoi, după ce s-au caramelizat, o să adăugăm laptele condensat și mierea de albini. Așteptăm să fiarbă și mai lăsăm pe foc aproape 20 de minute până compoziția e groasă și caramelizată. Ok. Am pus aici 300 de mililitri de lapte condensat și acum trebuie să dau 60 ml de miere, dar trebuie să mai amestec un pic aici. Of, Milado! Gata! Așa trebuie să arate când e caramelizat. Eu cred că s-au caramelizat pentru că e maro. După ce am pus mierea și laptele, mai las un pic să îngroașe și apoi e gata. Și o să punem deasupra la aluat. Așa arată. Nu știu de ce așa închis. Oricum, o să scot acum și blatul de la cuptor și asta o să torpi deasupra. Chiar nu știu dacă ce s-a întâmplat din nou filmat. Am scos de la cuptor și am pus caramelul deasupra. Chiar nu știu de ce s-a oprit. Și acum lăsăm să se răcească și trebuie să mai fac stratul de ciocolată. Ce dezastru am făcut în bucătărie, nu pot să mă concentrez. Așa, pentru stratul de ciocolată, cum se face? Într-un bol puneți apă care o fiert. Apoi puneți alt bol deasupra. Și o să rup ciocolata, 200 de grame. Și 25 de grame de unt. Acum știți că avea câteva rânduri de ciocolată albă. O să pun la topit 15 grame de ciocolată albă. Care la mine sunt 4 pătrățele de ciocolată. Da, să topească acolo. Am încercat să mai topesc o dată și am vrut să amestec și o căzută ciocolată în apă. De asta e albă. Ca să vă spun adevărul. Și acum încerc din nou, dar nu mai amestec. S-a topit și am nevoie de ceva. Nu știu cum să vă explic. Cum ornesc tortul ca să pun înăuntru și să-i dau așa. Dar nu cred că am. Și o să trebuiască să văd cum fac eu. Aș încerca cu lingura, dar parcă o scadă prea mult. Da, încercăm așa. Da, așa, ceva de genul. O să iese. O să par. Mai dezordonată, dar e ok. Am putea să vă zic că între timp am adormit-o și pe Milada. Când făceam crema, eu adormi pe umărul meu, nu știu, ca așa am dus-o. David, stai un pic cu ea. Da, și deci asta a fost tot. O să aștept acum să se răcească. Aștept acum să se răcească și apoi o să o tai în pătrățele. Ok, deci acum suntem a doua zi. Opa. Am lăsat ca să fie destul. Am lăsat să răcească. Aseara v-a dormit. Dar am putea acum pentru voi ca să vedeți. Ups. Tai marginile întâi. Faza care știu deja care s-a întâmplat e că am lăsat, cred că, caramelul prea mult, că e negru. Și nu o să vadă diferență cu ciocolata.
Asta nu-mi convine mie. Iepsi. N-am timp să mă farfurii, trebuie să o primi la Dactavi, zice la muncă, dar așa arată. Acum o să gust din asta. Dar de ce am tăiat doar un pic? N-am dat Davi la muncă și am mâncat și o bucățică. E foarte, 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 foarte bun. Deși v-am spus, la mine nu se deosebesc atât de bine straturile. Pentru că am lăsat caramelul cam mult. Unde e stratul de caramel care e un pic mai deschis. O ieșit super bun. Deci blatul a ieșit ca un biscuit care are gust de lapte praf. Caramelul nu mi-a ieșit tare, mi-a ieșit super bun. Au, și ciocolata s-a întărit și amărui, ăla-i dulci, biscuitele nu-i dulci. E așa ca o păniță cu gust de lapte praf. E super bun, trebuie neapărat să o încercați. O să scriu rețeta și în descriere, în caz nu înțelegeți ce am trâncănit eu prin video. Și o să închid video aici, că trebuie să mă pus să le editez. Da, Milado, eu vă pup și vă iubesc. Pa!